În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iubiți credincioși, iată-ne în prima duminică a Octoihului. Anul bisericesc este împărțit în mai multe perioade. Cea pe care doar ce am părăsit-o a fost cea de după Paști, perioada Penticostarului. Am intrat în perioada aceasta a Octoihului, care ne va călăuzi până la apropierea postului celui mare, când vom intra în perioada Triodului. E iată că începem o nouă etapă a slujbelor bisericești, o nouă etapă a urcușului nostru duhovnicesc. Ne aflăm în prima duminică din postul închinat Sfinților Apostoli. Pentru cei care din binecuvântate pricini sau nebinecuvântate pricini n-ați început postul, să știți că postul începe de astăzi. Cu amendamentul ca cei cârcotași care au început mai demult să nu se uite urât, că n-au voie. Este așadar o perioadă nouă și învățăm un lucru extraordinar. Și anume că ceea ce vedem nu e ceea ce credem. Erau niște pescari. La început, Petru și Andrei, apoi Iacov și Ioan, mai apare încă un personaj, Zevedeu, tatăl lui Iacov și Ioan, numit Boanerges, adică fiii tunetului, pentru că erau colerici, să zicem așa, în terminologia psihologiei actuale. Și Mântuitorul a trecut pe la fiecare și le-a spus, veniți după mine. Și spunându-le, veniți după mine, le-a spus, vă voi face pescari de oameni. Înseamnă că cel care se duce după Hristos nu își schimbă sub nicio formă preocuparea sau rostul sau sensul vieții, ci și îl îmbunătățește. Erau pescari, vor fi tot pescari, dar de oameni. Nu o să mai pescuiască în mare, o să pescuiască în toată lumea. Ei, și de aici trebuie să ne gândim că și noi trebuie să percepem la fel lucrurile. Dumnezeu ne-a dat ochii cu care vedem și noi credem că dacă vedem, adică dacă dăm răspuns bun în fața oftalmologului, când ne așează cât un ochi și vedem acolo un E sau un 3, nu știm, un M sau un N, dacă nu avem vedere bună, nu vedem, noi credem că dacă răspundem corect la fiecare, înseamnă că vedem, nu. Dumnezeu ne-a dat ochii aceștia pentru mai mult decât a vedea și a răspunde unui oftalmolog. Ne-a dat ochii ca să pătrundem. Adică atunci când te uiți la un om, deja să vezi în omul acela cine este. Și dacă vei vedea în orice vrăjmaș zis de al tău pe Hristos, vă imaginați că nu mai e vrăjmaș. Asta înseamnă să vezi prin el. Înseamnă să vezi, de exemplu, vă dau un exemplu practic. Ești la semafor și vezi în cel de lângă tine pe cineva care se grăbește. Nu-i sta în cale. Dacă însă îl vezi că are o mașină mai picopsită decât a ta și începi să-l judeci și așa mai departe, s-ar putea să te zgârie nițel când trece pe lângă tine, dacă nu ești atent. Nu, trebuie să vezi în om ceea ce trebuie, adică ceea ce este omul. Omul nu este nici concurentul nostru, nici vrăjmașul nostru, nici care ne-a luat locul. Omul este purtătorul de Hristos. Și dacă putem să vedem cu ochii aceștia acest lucru, înseamnă că vedem. Că la oftalmolog mai dăm ceva rateuri, asta se reglează cu niște ochelari, se reglează cu smerenie, nu poți să le mai vezi pe toate acum. N-ai pretenții să vezi și după colț. Nu. Atâta putem și mergem mai departe. Cu ce mergem mai departe? Cu mirosul. Aici la miros să știți că este o mare ispită. Vă spun că e o mare ispită ca orice duhovnic care trebuie să se lupte în primul rând cu păcatele lui. Eu, dacă nu sunt fumător, percep foarte, foarte de departe pe fumători. Și nu e bine. Nu e bine. Pentru că eu aș vrea să-l fac pe cel de lângă mine care miroase într-un fel să
se lase de acest viciu și știu sigur că nu o să pot, că nici nu e, dar mă străduiesc. Dar ziceam că nu e bine să miros așa, pentru că un om înduhovnicit total trece și de etapa asta și nu are decât mirosul acela plăcut care vine din trăirea lui profundă. Am să mă străduiesc, v-am promis și anii trecuți, să încep să îi iert și să... Bine, de iertat îi iert oricum. Și să-i accept și să-i încurajez pe fumător, nu să fumeze, ci pur și simplu să trăiască lângă mine frumos. Apropo, azi noapte, după ce s-a terminat nebunia de aici, vă imaginați că această nebunie de la țărmul mării s-a mutat o leacă mai încolo, tot la țărmul mării. Nu le-a convenit lor că s-au luat curentul, gata. Și stăteam eu liniștit, nu mai e nevoie de aer condiționat, că le-a dat Dumnezeu afară 15 grade, fereastra deschisă, măi, și mă lovește o pală așa de... M-am ridicat ca hipnotizat, așa, ca un somnambul, și la mine în parcare se vedeau niște licurici. Bă, dar licurici, zic, nu e vremea licuricilor. Erau altfel de licurici care scuteau și fum. Mă, fum de cădeniță nu era, că dacă era fum de cădeniță, poate că mă lea solul mai bine. Și vă mărturisesc că mi-a fost ciudă pe mine. Cu siguranță mi-a fost ciudă pe mine, pentru că am zis așa, mă, și ăștia au loc sub soare. Dacă Dumnezeu n-a făcut să se crape pământul și să intre ei acolo, înseamnă că și eu trebuie să-i îngădui. Mă voi strădui până la ultima mea suflare să-i îngădui. Ca să închei cu mirosul, nu pot să o fac decât după ce vă spun ce zicea Părintele Asenice. Tată, toată viața trebuie să ne șlefuim. Să ne șlefuim și să începem așa să și strălucim. E, dar după ce strălucim, trebuie să mai emanăm și un anumit miros plăcut. Când vom ajunge să mirosim acest miros plăcut la celălalt, înseamnă că ne-am înduhovnicit. Dacă eu aș fi mirosit ieri, azi noapte, în licuricea aia, faptul că Dumnezeu îmi încearcă răbdarea și ține să mă anunțe dacă am depășit anumite lucruri, cu siguranță că aș fi perceput altfel. Orice lucru pe care noi îl percepem într-un fel este altfel. Trecem mai departe la auz. Ce auzim? La un moment dat, acum vreo 20 de ani, cred, eram în fața corului, dar nu era să dau cu mături, era să dau de mâini. Și vreo 2-3 nu cântau cum era partitura. Și am zis, tu și cu tu să tăcești din gură. Acum ei, săraci, aveau și ei niște mândre care veneau la concert și trebuia să-i vadă acolo. În mijloc zic, uite, dacă îmi promiteți că deschideți gura numai ca să faceți playback, dar nu să fiți ispitiți să și scoateți vreun sunet, că e de rău. Păi unul m-a ascultat, unul nu m-a ascultat. După prima piesă, mi-am dat seama că ăla care n-a ascultat odată nu o să asculte nici a doua oară. Și m-am dus la el frumos și l-am scos din rând. Acum, nu cred că am făcut bine. Pentru că, pentru momentul respectiv al concertului, poate că am făcut bine. Dar așa, el, săracul, a rămas cu o anumită nostalgie vis-a-vis de studenție, când profesorul de muzică l-a scos afară din cor. Probabil că erau părinți în față sau erau și amici de-ai lui, prietena lui, probabil. Și m-am gândit că e posibil să nu fi auzit eu bine. Adică, trebuie să ne șlefuim atât de tare încât neputința celuilalt nu trebuie să fie o piatră de poticneală. Mi-a dat Dumnezeu însă șansa să mă întâlnesc cu el, acum este preot de vreo 10-15 ani, și întotdeauna când mă uit la el, citesc în ochii lui că se uită la mine ca la cel care a dat afară de la cor. Și zic, uite-mă mai bine, n-auzeam eu bine? Întotdeauna mă duc la el și îi aduc aminte de acest moment. El, cu aceeași bonomie, îmi răspunde că a și uitat. Zic, dar nu-i important să uiți tu, n-am uitat eu.
Și vreau să vă spun că acest simț al auzului trebuie să-l folosim așa cum trebuie. Adică să nu auzim bârfa, să nu auzim mizerii din jur, să nu auzim poluarea fonică, e mai greu, dar trebuie să ajungem și acolo. Așadar, ce trebuie să auzim? Să auzim lucrurile bune, să auzim ceea ce este cursiv în societate, ceea ce este bun, ceea ce este frumos, muzica unei societăți. Eu când am constatat că în fața casei mele, eu nu m-am mutat pe plajă, fraților, dar între timp a apărut plaja în fața casei mele. Și mi-a zis cineva, aoleu, ce vacar mă să fie aici? Zic, așa va fi un Zoom Z. Mă stăduie și acum, nu e Zoom Z. Dar dacă mintea mea așa a fost la început, părerea că o să fie un Zoom Z, cu siguranță că va fi un Zoom Z, măcar în capul meu. Și de ce cred că Dumnezeu nu degeaba mi-a lăsat această ispită? Când eram mic, treceam întotdeauna prin Mamaia și era o singură vilă. Și întotdeauna mă gândeam ce fericiți pot fi oamenii ăia că sunt așa de aproape de plajă. Ei, mi-a dat Dumnezeu să aflu ce fericiți erau. Dar dacă îmi asum acest lucru, cu siguranță că încet, încet, auzul meu se va deda la a auzi numai lucrurile frumoase. Se aude, de exemplu, câte un zvon. Vin cei de la ANAF. Acesta este un zvon. Dacă știm că acest zvon să treacă pe lângă urechile noastre, să spunem, da, să vină, adică să treacă mai departe, că nu îi reține nimeni. Dacă suntem sinceri cu ceea ce auzim, cu siguranță că și Dumnezeu răspunde acestei sincerități. Și nu va mai fi un cuvânt care să ne sperie într-un fel sau într-altul. Vor fi numai mesaje de bine. În univers există mesaje de bine care însă se aud rău. De exemplu, și într-o partitură, dacă un solist adevărat îți ia o acută de sol de sus, dar în partitură este vorba de un la bemol, vă imaginați că deși acel cântăreț execută solul respectiv, devine o disonanță. Nu mai e ceva plăcut. Ce înseamnă asta? Că sunetul nu prin sine este corect sau incorrect. Sunetul nu prin sine este muzică sau zgomot, ci prin urechile celui care ascultă. Sunt sigur că până la sfârșitul vieții îmi va da Dumnezeu să ascult și muzica din tărăboi, și muzica din zumzet, și muzica din orice melodie care sună pentru alții rău. Pentru că Dumnezeu ne-a dat toate simțurile ca să fie îmbunătățite. Așa cum darul pescuitului a fost transformat în darul pescuirii de oameni, adică în apostolat, cu siguranță că Dumnezeu vrea ca fiecare simț al nostru să fie desăvârșit. Și am ajuns la pipăit. Pipăitul este mai mult decât atât. Pipăitul poate să fie vindecător. Dacă e pipăit de buzunarul străin, ăla nu mai este bun. Trebuie să facem din pipăit darul vindecării. Pentru că nu degeaba ne-a dat Dumnezeu simțul tactil, ci ca să-l folosim în bine, să-l desăvârșim. Un nevăzător care are în față o coală de hârtie cu caractere braille, cu siguranță că va mulțumi lui Dumnezeu că are darul tactil foarte bine dezvoltat. Noi de ce nu suntem în stare să mulțumim Dumnezeu că avem ochi cu care să citim fără să punem mâna pe ceva? Pentru că nu suntem atenți. Noi credem că dacă avem ceva, este firesc să avem. Și nu e așa. Trecem mai departe la gust. Ce gust are ceea ce luăm în gură? Dacă ne vom concentra duhovnicește asupra gustului, tot ceea ce vom mânca ne va face bine. Nu zice Mântuitorul că vor
fi și peste șerpi și peste scorpii va trece cel care este credincios? Cu siguranță că dacă noi ne îmbunătățim duhovnicește gustul, vom da plăcere celui care ne-a hrănit. Știți când vin nepoții acasă după la școli, în casa bunicilor se face întotdeauna este Paști sau Crăciun la un loc. Și se așează mese și fai de mine ce. Ei, dacă nepoții o singură dată ar da de înțeles că le-a plăcut un fel anume, apoi să știți că bunicuța aceea va găti toată viața ei numai felul ăla. Dar dacă nepotul ar fi atent ca fiecare fel să fie însoțit și de o mulțumire către cea care a gătit, că nu mai știe cât a stat în noapte și noapte de noapte ca să pregătească masa, cu siguranță că și în sufletul celui care a gătit, dar și în sufletul celui care primește, se va lăsa o bucurie. Asta înseamnă să desăvârșim un simț. Și dacă suntem atenți, mergem mai departe. Toate simțurile noastre nu se opresc la cele 5, 6, să zicem, pe care le putem cuantifica. Omul are un simț aparte, a fi personal, un simț care îi spune despre un om că e bun și despre celălalt că este rău, dar nu neapărat ca să-l judece. Acest simț se concretizează în simpatie și antipatie, pe care însă medicina se mai străduie pe aici, pe acolo, să stabilească niște criterii de unde vin acestea. Simpatia însă trebuie să fie, măcar spre sfârșitul vieții duhovnicești, înlocuitoarea antipatiei. Când vom ajunge să-i simpatizăm pe toți, atunci înseamnă că simțurile încep să fie desăvârșite. Să nu ne mulțumim cu a ne lăuda că noi cunoaștem pe oameni care e bun și care e rău. Nu. Trebuie să ajungem să-i cunoaștem pe oameni că toți sunt buni. Poate la început cu un amendament că unul este desăvârșit în anumit context, altul e desăvârșit în contextul lui, dar trebuie la început să vedem măcar parte de desăvârșire din fiecare și sunt sigur că spre sfârșitul vieții duhovnicești vom avea impresie generală despre toți că sunt buni și să nu vă temeți că se vor purta rău cu dumneavoastră. Se vor purta bine în măsura în care sunteți sinceri cu bunătatea cu care vă apropiați de ei. Vorbeam despre simțul tactil și am uitat să vă spun ceva. Când un cadru didactic are în mână stiloul cu care pune note, mâna dreaptă a profesorului sau stânga, dacă scrie cu stânga, nu e făcută să dea note mai mici de 10. Dacă va ajunge să pună numai nota 10, va înțelege că această notă s-ar putea să oblige și pe student sau pe elev să se ridice la un anumit nivel. Mie mi-a ajutat Bunul Dumnezeu ca de 19 ani și jumătate de când sunt cadru didactic universitar să dau numai 10. Nu mi-a părut rău niciodată. Pentru că viața este lungă. Te întâlnești cu foștii studenți și își aduc aminte că încă ți-au rămas datori. În sensul bun al cuvântului. În sensul că îmi mărturisesc că încă se mai gândesc atunci când execut o partitură că s-ar putea să nu fie de 10. Dacă vedem însă perfecțiunea în celălalt, cu siguranță că suntem pe drumul cel bun. Dar perfecțiunea nu este decât o oglindă, dacă este în noi. Dacă nu este în noi, vedem în celălalt numai defectele. Așa cum a zis, defectul ăsta al meu că îi miros pe fumător e un defect. Pentru mine eu așa cred că e un defect. Și mă străduiesc ca până la sfârșit să scap de el. Dar ca să înțelegeți mai bine ce relativă este toată situația, am să vă spun o istorioară foarte interesantă vis-a-vis de un om foarte bogat care trăia din pariuri. Dar nu pariuri așa cum la 6 din 49, nu, nici pariuri sportive.
ieșea prin grădina palatului și vedea câte un slujitor și zicea, uite, pune-mi pariu pe cutare și mai de rușine, mai de cine știe ce sentiment, să închega câte un pariu, dar pariuri zdravene. Și la un moment dat a ieșit el în curtea palatului și vede un munte de cărămidă pe care s-a gândit el așa să-l folosească drept miză de pariu. Și a întrebat pe toți cine pune pariu cu el, că nu poate cineva să ducă acea grămadă dintr-o parte într-alta. Și a venit unul și a zis, eu pot să o duc până în seară, această grămadă de cărămizi, de aici, dincolo. Pe cât punem pariu? Pe 10 pungi de galbeni? Zice, nu. Punem pe o pungă de galbeni, a zis omul, dar cu un singur amendament. Când ți se pare, dumitale, că ceva e în regulă, oprești pariul și chiar dacă eu n-am reușit să duc cărămizile, îmi dai punga cu galbeni și am plecat. Dacă nu, îți dai o 10 dacă am pierdut. Zis și făcut. S-a făcut miezul zilei însă și nu erau cărate ceva cărămizi, pentru că omul nu venise neapărat să care cărămizi. E venit să se câștige un pariu. Oricum, chiar dacă își punea mintea, n-avea cum să le care. Era o lucrare de câteva mii de oameni ca să facă lucrarea asta. Și atunci l-a văzut pe la 10 foarte calm. Și a zis, da, ce faci? A, dar până seară mai am timp să le car. A venit pe la 12, la fel de calm, dar la fel cărămizile rămăseseră necărate. Spre 5 și așa după amiază, a ieșit iar în curte și a văzut cărămizile, nu se cunoștea de unde a luat respectivul, care însă era foarte calm, chiar zâmbea. Și ce-o fi zis, mă, ăsta ori nu e zdravân, ori ceva mi-a scăpat mie în contractul pariului și cu siguranță cam așa este. Și s-a dus la el și a zis, uite care e problema. Ia punga de galbeni și încheiem aici. Dar trebuie să-mi spui totuși ce mi-a scăpat mie. Și a răspuns acela. Ți-a scăpat ușurința cu care te poți îndoi. Așa e și cu noi. Dacă cel de lângă noi ne propune un lucru pe care nu avem cum să-l facem, să nu uitați că dacă vrea să vă întindă o cursă și nu răspundeți la provocări, el va începe să se îndoiască. Și îndoiala este jumătatea drumului între credință și necredință. Și începe să-l tragă în jos, astfel încât nu numai că noi vom câștiga pariul, ci se va regla altfel situația decât crede el la început. Asta înseamnă să se facă din pescari, pescari de oameni. Asta înseamnă să facem ceea ce facem noi de obicei, desăvârșit. Și vei spune, da, acum cineva care are o anumită funcție, are și posibilități să facă binele, are și posibilități să iasă în față. De exemplu, acum mă uit, eu am posibilitatea să vă vorbesc, dar aveți posibilitatea numai să ascultați. Nu este așa. Pentru că eu vorbesc cu o responsabilitate. Dacă ați începe să vă foiți, cu siguranță că ar trebui să întorc și eu foaia sau să mă întorc eu, să mă duc în altar să-mi văd ale mele. De fapt, dumneavoastră vorbiți prin mine. Dumneavoastră mă lăsați să vorbesc, dumneavoastră îmi furnizați toate subiectele pe care eu le abordez aici și știți ce fac eu? Fac dintr-un ascultător un vorbitor. Pentru că arta de a vorbi este de fapt arta de a tăcea profund. Dacă nu aș fi în stare să tac mult la spovedanie, cu siguranță că n-aș avea ce să vorbesc la slujbă. A face ceva de săvârșit este la îndemâna oricui. Pentru că nu ni se cere să facem ceva de săvârșit într-un anumit fel, ci să facem ceva de săvârșit din orice. Uitați pe bună oară de dimineață. Vă propuneți să vă treziți, să zicem, la ora 4:30. Una este să te trezești cu ochii cârpiți de somn, așa, și zici, aoleu, cine m-a pus să fac programarea asta? Ai de capul nostru, nu putea să fac altfel. Și te duci morocănos, toată ziua tot morocănos ești. Dar atunci când te trezești și îți dai seama că te-ai învins,
Îți dai seama că tot ceea ce ți-ai propus ai început deja să faci prin deșteptarea de dimineață, atunci începi să faci din promisiunea aceea normală ceva desăvârșit. Și dacă tot facem lucrul acesta, hai să-l facem desăvârșit. Dacă tot ne-am trezit de dimineață, hai să facem ceva desăvârșit. Situația este următoarea. În relativitatea în care ne zbatem noi toată viața, trebuie să știm că nu realitatea în sine înseamnă ceva, ci percepția ei. Vă aduceți aminte de cel care vroia să vândă o casă? O casă care era, să zicem așa, din punctul de vedere al securității în construcții, într-o zonă inundabilă. Era casa lângă apă. Și el a zis că, dacă știe să-și o vândă, și în general agenții imobiliari știu să-și vândă lucrarea, la primul client care a venit, a început să-i prezinte avantajele. Măi, omule, zice, asta e casă foarte bine poziționată. E lângă apă. Știi, ca să nu-l întrebe ăla de ce e așa lângă apă. Zice, ai un copil. Uite aici, o scăldătoare. Nu-ți mai trebuie să mai faci piscină în curte. Apa e lângă tine. Ai niște animale. Aici poți să le adapți. Un alt a început să zică numai avantaje. E, problema este următoarea. În momentul în care s-a îngroșat gluma, adică vedea omul care vrea să cumpere că erau numai și numai avantaje, probabil că se gândea la preț, că ăsta îi ridica și prețul. Și a zis, bine, bine, dar e o singură problemă. Ce? Când se umflă apa asta, ce se întâmplă cu casa? Ei, dar unde e apa și unde e casa? În această relativitate trebuie să înțelegem poziționarea lucrurilor. Dacă noi ne poziționăm față de celălalt, cu gândul că el are despre noi o anumită impresie, greșim. Nu. Impresia lui despre noi este impresia noastră despre el. Pentru că dacă vom ști ca noi să avem o impresie bună despre cel de lângă noi, cu siguranță că îi vom transmite lucrul acesta. De aceea, astăzi, Mântuitorul, nu numai pe Petru și pe Andrei, pe Iacov și pe Ioan i-a chemat să-i facă pescari de oameni, adică să-i facă desăvârșiți. Cine cheamă pe fiecare dintre noi? Că suntem medici, că suntem contabili, că suntem avocați, ne cheamă Dumnezeu să facem ceea ce facem desăvârșit. Și lucrarea începe cu noi. Când vom începe noi să fim desăvârșiți, atunci cu siguranță că vom auzi chemarea, vino și te voi face pescar de oameni. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.